comunitate Cristoția Primarie, comun numărul 249 din 26-10-2018, a participat în progresul ordinare a Consiliului Local, ce va avea loc în data de 21-10-2018, la orele 16, în sediul primăriei Comunei Sărbe, sala de Consiliu. Ordinea de zi este următoare. Proiectul hotărârii privind acordarea titlului gratuit către familia domnului Ifan Agustin din satul Sărbăie, Comuna Sărbăie, județul Bacău, a 35 metri pătrați de tablă recuperată de la vechiul acoperiș al școlii Verșești, ca urmare a derulării investiției, schimbare, grinzi și refacere șarpantă școala Verșești, inițiator primarul Comunei. 2. Proiect de hotărâre de aprobare a regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării de la bugetul local a unor sume alocate cultelor. Inițiator primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Sărbulei, județul Bacău, pe anul 2018, inițiator primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 35.000 lei pentru organizarea sărbătorii împotrivirea bradului de Crăciun, inițiator primarul Comunei. Și 6. Diverse. Dacă mai aveți ceva de adăugat la ordinea de zi. Deci supunem la vot ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Se plasă. Trecem la votare. Votul pentru procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține. Trecem la ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului gratuit către familia domnului Ifan Agustin din satul Sărbulen, Comuna Sărbulen, județul Bacău, a 35 metri pătrați, cu tablă recuperată de la vechiul acoperiș al școlii Verșești, ca urmare a derulării investiției, schimbare grinț și refacere șarpantă școala Verșești. Iniția tot primarul Comunii. Cine mi-a fost? Știți că am aprobat 85 de metri pătrați tablă, nu le-a fost de ajuns. Au solicitat încă 35 de metri pătrați, au fost, au măsurat pentru terminarea acoperișului de la Ifan Agustin. Dar în același timp s-a mai acordat, să pune vot acordarea două uși și a unui geam. Ușile provenind de la școala Sănduri, geamul tot de la centrala de la școala Sănduri. Casa este în derulare. Deci 35 de metri și 85, 120 de metri pătrați pentru total 120, plus un metru cu descânduri grins, plus două uși și un geam. Care a fost aprobat în ședința anterioară. Mulțumim. Cine este pentru? Spune-mi la vot. Împotriva, abținere. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Inițiator primarul Comunei. Bănuiesc tot dumneavoastră, discuteți. Aici o să vă spune domnul secretar mai mult. Deci, cei de la VIS au venit cu un regulament care nu diferea cu nimic față, cu mult față de regulamentul pe care l-am avut noi până acum. Multe responsabilități vor fi de acum în sarcina primăriei vis-a-vis de ținerea evidenței aceștilor utilizatori și cred că e anunțat în luna următoare care sunt utilizatorii, iar în situația în care numărul de utilizatori va scade, se va transmite și documentele justificative în baza căruia, deci nu mai este aceeași evidență. S-au schimbat puțin formularistica și după aceea s-a insistat vis-a-vis de închirierea caselor sau mai bine spun de spațiul de locuit. Atât obligativitatea declarării a membrilor utilizatorii acestui serviciu devine atât proprietarului cât și achiriașului. Și unul din doi trebuie de obligatoriu ca să se declare. Declarațiile se vor depune de continuare la primărie, evidența se transmite către ADIS. Nimic altceva. Deci ați văzut că la sfârșit sunt niște anexe care liberă totuși decât de ceea ce am avut noi. Era mai simplist, dar acum
Discuții pe acest material? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Ține. Proiect de hotărâre, punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării de la bugetul local al unor sume alocate cultelor. Inițiator, primarul comunei. Biserica de la Vecești, părintele a spus că nu se pună nimic pe fundație. Eu, din punctul meu de vedere, acum două săptămâni când am discutat cu părintele, nu mi s-a părut corect să nu pun nimic pe fundație. O piatră, ceva frumos. Și am adus pe socru, da, să cumpărăm piatră. În ședința anterioară am aprobat 6.000 de lei pentru corte, dar în ședința de astăzi vom redirecționa aceste sume. Suma necesară pentru acea piatră cumpărată la Biserica de la Vecești este de 17.000 de lei, 18.000 de lei. 35 de lei metru pătrat, sunt 47 de metri pătrați. Plus adezivul corespunzător, e 20-25.000 de lei. Acum, acei 6.000 s-au dus toți la biserică pentru material de construcție. Dar aici, sunt puțin așa nemulțumit, Nea Vasile, pentru creșterea mea, se mișcă încet lucrările la biserică. Se mișcă foarte încet lucrările la biserică, sunt foarte mulți bani aprobați, s-au cumpărat foarte puțin de bani aia, parchetul și temporar decorativă și sunt foarte mulți bani. Mai mult de atât, sunt constructor. Eu nu pot să cumpăr marmura, să pun marmură, atât timp când nu se termină în interior. Deci sunt foarte mulți bani. Poftim? Ca timpul ea, ca glet ce se face acum, nu e foarte puțin. Nu este foarte puțin, este foarte mult. Și totuși, de două luni de zile, tot insist să se termine cu tingiu și nu se termină tingiu. Adică puneți, vă rog, o echipă, plătiți 20-30 milioane. Dacă... Așa am zis și eu. Deci se mișcă foarte încet. Adică anul viitor o să vă prezint o situație, dacă dumneavoastră nu terminați lucrările, acești bani care au fost alocați pentru că se vor redirecționa în altă parte. Adică prin hotărâri de consiliu local, nu neapărat dacă am dat hotărâri de consiliu local, acești bani rămân tot, se redirecționează în altă parte. Adică se mișcă foarte încet. Pentru că anul acesta nici măcar nu s-a terminat dat tingiu. Nu este corect. Și de decorarea decorativă. Adică am cumpărat parchetul... Decorativul, da. Poftim? Decorativul, da. S-a dat, dar s-a cumpărat parchetul care îl ținem în pod. Nu, parchetul se cumpără când? Parchetul se cumpără la finalizarea lucrărilor. Eu nici nu credeam că nu se finalizează interiorul în această fază. Interiorul urmează, domnule. Numai puțin. Nu vorbim de pictură. Eu mă refer la pictură. Nu vorbesc de pictură. Săptămâna asta interiorul e gata. Dăm două luni de zile. Mai mult de atât. Mă rog, eu o să pun marmură, da? Deci se preconizează să punem marmură. Nu să pune o marmură când trebuie gătuit. Cum o să nu se poate pune. Păi nu se poate, dar nici eu nu pot să cumpăr marmură. Până nu se face. Deci ca să ați înțeles, deci au dus 6.000 de lei, o să discutăm la sfârșit acest aspect, dar dacă nu se vor cheltui toți banii, ei vor fi redirecționați anul viitor. Adică Consiliul Local, Nea Vasile, o să facem și o adresă către ea și a dat tot aportul să se finalizeze lucrările în interior. Timpul a fost. În caz de dus așa, să facem revenire la hotărârea anterioară. Aici are dreptate. Dar sunt alte priorități. Anul ăsta a fost prioritatea de la Vercești. Nu se vor termina lucrările preconizate și aprobate de Consiliul Local. Banii se vor duce în altă parte. Așa mi se pare corect. Banii trebuie folosiți. Banii trebuie folosiți. Adică, o să vă prezint la sfârșit de... Da. Discuții pe care au aceste materiale. Scrieți la cuvânt. Ce punem la vot? Cine este pentru? Împotrivă, abține. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărbulești, județul Bacău, pentru anul 2018. Inițiator, primarul comunei. Mi-a pus domnul Ioan Tepăduș o întrebare și n-aș putea să răspund în ședința anterioară. Dar pe bună detalii mi-a spus întrebarea și n-aș putea să răspund. Pentru domnul la Greșești au fost 4.600.000, acum recent, este
dintre care a fost 11 miliarde inițial și domnul m-a întrebat, dar restul de bani unde sunt? Domnul Iulian a fost în fondul de urmări 3 miliarde 100. Ca să înțelegeți, 3 miliarde 100 în fondul de urmări, nu știam unde sunt. Fond 3.800 și cu 3.700 plus 4.600. Deci sunt aproape suma respectivă de 11 miliarde 100 cât a fost inițial. După cum ați văzut și la televizor, se preconizează ca finanțele să ne ia toți banii în fondul de urmări. Am încercat să duc toți banii pe investiții, pe toate contractele, și am pus 5.000 de lei pentru date și obiceiuri. Deci inițial au fost 30.000, 300 de milioane, dintre care 15 lei de copil, sunt 42 de copii, respectiv 75 de milioane pentru împodobirea bradului de Crăciun, pentru copiii de la școala gimnazială numărul 1 Sămbuie. Deci încă o dată, 15 lei de copil. Respectiv 71 milioane și 75 de milioane. Pachetul ăla. Din fondul de urmări, 300.000 s-au dus înapoi la drumul de la Vercești, continuarea modezării drumurilor din satul Vercești. 6.000 către biserică, dar în ședința anterioară. 10.000 pentru reabilitare școala Vercești. Cotele din ISC, lucrări aproape s-au finalizat, dar să fie 10.000 de lei pentru a se plăti toate taxele la ISC sau ce mai este de făcut. Am avut pentru monumentul de la Sănduren 47.000. Am pus încă 28.000 ca să-mi acopere valoarea proiectului, care este de 85.000 de lei, dar nu găsim constructor. E ceva uimitor, nu găsesc constructor să ne refacă monumentul. Și 10.000 de lei către școala Sănduren, respectiv școala Vercești, pentru a se cumpăra table magnetice. S-au cumpărat inițial 8 table magnetice, câte două pe fiecare sală de clasă. Necesită încă tabla magnetică 5.000 de lei, dar să le ajungă pentru altceva, pentru curatură. Și le-am alocat 10.000 de lei pentru școala de la Sănduren. Adică s-au făcut puține mișcări, având în vedere că este sfârșit ea și ce pot să faci asta. Dacă aveți întrebări, ceva și la bătăria, vă prezenta. Atunci supunem la vot și acest material. Cine este pentru? În potrivă, cum se află? Puteți să faci. Punctul 5. Proiectul hotărârii privind aprobarea utilizării sumei de 35.000 lei pentru organizarea sărbătorii în fondovirea bradului de Crăciun, inițiator primarul comunei. Așa cum am prezentat, au fost 30.000, s-au alocat încă 5.000, 35.000 de lei, dintre care 7.500, cât mai ești 500. Nu, în total. Sunt 35.000. Nu fost 30 cu 5.000. Nu, cu totul sunt 35.000. Dintre care 7.500 pentru pachetele copiilor și restul pentru artificii, pentru date și obiceiuri, toate ce va fi. Anul trecut am ținut cont că s-au cheltuit decât 29.000 de lei, anul s-a pus 35, să vedem, adică să vedem ce înseamnă. Înscrieți la cuvânt în baza materialului prezentat. Nu. Să supunem la vot. Cine este pentru? Abține cu tot primul. Am ajuns. Da? 6. Divers. Cine dorește să scrie la cuvânt? O să prezint eu acum ceva? Pregătiți întrebările. Domnul Iulian, de totul și Iulian. Tot. O să-i răspund de domnul Iulian. Să afirmați ceva de fondul de rământ, că e posibil să retragă banii? Da, nu se știe. N-ați văzut și la televizor, nu se știe. Totuși, mai bine banii cheltuiți, sigur nu se mai pot lua. E bine până la jumătatea anului să-ți cam cheltui ceea ce ți-ai propus. După jumătatea anului se canalizează conturile și... Da, fiecare primar, spre exemplu, drumul de la Vercești costă 53 de miliarde. Tu ai pus și tu acolo 11 miliarde pentru drumul la Vercești și inspirația te-a terminat anul viitor. Și toți primarul a făcut asta. Adică domnul Dumitru Vasile, ce să faci cu 11 miliarde? Nu începe, pe exemplu, autorizația de construcție a ieșit acum o săptămână.
Una jumătate ne-am chinuit pentru autorizația de la numărul 26. Aveți dreptate, da? Acum, ceea ce pot să vă spun, conform legea achiziției, după legea 98, colaborată cu ordine 45, ori licitație poate fi scoasă pe loturi, s-a făcut împărțirea pe loturi, astfel încât să putem să dăm sacul aproape, să scoată, să încredințăm. Să facem o achiziție directă pe zidurile care sunt pe ISU, pe procesele pe bază de ISU, adică Dănescu, 40 de metri, de acolo și o bucăție, astfel încât să termin bani. Ce mai pot să mai termin cu această situație? Poți să mergi pe achiziții directe cu respectarea două condiții cumulative, adică valoarea tuturor globală, valoarea globală a tuturor loturilor să depășească 20% din valoarea investiției. Da. E puțin mai greu și nu se știe nimic. Domnul Dumitru Vasile știe că într-un an i-a luat 5 milioane. De aici o produs fiind mai greu. Încet, încet. Nu se știe. Nu se știe, dar... Și pe bună dreptate au și ei dreptate, să știți. Nu dreptate. Eu am o sumă mică, am autorizație, nu cred. Îi duc investiția respectivă, nu cred că nu ia. Dar sunt primării care au un acel fond de argument în rezervă, excelent, sume de 30 de miliarde. Adică tu, ținând acei bani, da, necheltuiți, se constată că se ridică inflația. Adică nu-i 2, e 2,5 miliarde. Cum s-au cheltuit acei bani? E normal. Introduc acei bani pe piață. Dar ce poți să faci tu cu 5 miliarde, 8 miliarde? Deci făceai cu 5 miliarde de anul ăsta, nu mai faci. Adică adună 5 și cu 5, 10 miliarde și faci un kilometru de asfalt dacă este rău drept. Adică nu poți să faci. Dar că ar trebui să faci un contract multianual pe 2 ani, cheltuie anul ăsta 5, anul viitor 5. Dar îți trebuie un an de zile să scoți, un an jumătate să obții toate documentele. Să dau un exemplu, mi-a trebuit 29 de ridicăltop la Bășești. 29 de cadastru, ridicăltop. Mai mult de atât. Studigeu pe fiecare podeț câte 2-3 săpături. A durat 3-4 luni de zile numai studigeu. La vizul de apă, de la apă, de la așa acolo, știu, 2-3, o luni de zile, nu știu, deci e foarte greu să obțin. Dar suntem în regulă cu toate documentele și... Acum, tot domnul l-a întrebat, m-a întrebat, uitați, contractul cu apă, s-a semnat contractul cu apă, s-a terminat licitația la contractul cu apă, contractul de execuție este de un an de zile. Începând din data autorizării, dar pe perioada de iarnă existează lucrări. Deci pe perioada de iarnă nu poate lucra nimic. Deci contractul este pe un an de zile. El trebuie să înceapă, s-a semnat astăzi, el timp de 5 ani de zile constituie garanția de bună execuție, deschiderea contului cu 0,5, cu alocarea sumei de 0,5, și imediat se dă ordinul de ce pe care 5 zile. Deci, practic, ar trebui de la semnarea contractului până la începere să fie 10 zile. 10 zile. Pe urmă, în momentul după ordinul de ce pe care trebuie să fie și acela de 5 zile, trebuie să vină toate instituțiile care au eliberat avize pentru semnarea procesului verbal de trasare. Proces verbal de predare a amplasament. Adică toate documentele să fie puse la cumpărare. Dacă ține cardul în decembrie? Dacă ar ține cardul în decembrie, totul s-ar putea începe. Dar se poate începe, se poate. Nu se poate bucării. Da, dar avem cardul cu documentele. Asta faci și mă intrigi, ce faci? Nu mai e ca vară. Și știi ce se întâmplă? Nu faci tu, nu faci. Aia bine, eu acum aș trec la primăvară. Nu vrei să te lucrăm? Așa, nu știu. Așa, nu știu. Nu știu. Dar nu mă interesează cel mai mult în ședința asta de la diverse. Când e gata școala la Iași? Nu mă stau cu oameni. Nu mă supăr. De vedeți? O ieșit frumos, dar când e gata? Da. E o întrebare care... Eu e aproape gata. Ce poți să spun? Dacă e aproape gata... Dar vedeți dumneavoastră, sunt presiuni și presiuni și nu se înțelege un lucru. Nu poți să dai drumul la o clădire până nu ești în regulă cu tot. Cu toate. Adică sunt presiuni, nu spune doar la veritoare, că sunt presiuni din partea cadrelor didactice.
Oamenii buni, țării ce păi sunt din care partea care e ordinată. Să-și asume oricine, cine vrea, să ducă elevi din acea școală. De exemplu, școala de la Sălume e gata, da? Astăzi s-au plătit ultimele facturi. Da. Trebuie întocmit, în 5 zile trebuie anunțat ISC-ul. Trebuie întocmit proces verbal de recepție a lucrării. Domnul inspector care spune școala Sădoren a văzut perdere, repuse. Că noi am pus, am încercat să fie tot ok. Și când ați dat drumul la școală, păi vedeți că e amendă de nu știu cât. Vedeți dumneavoastră. Trebuie totul să fie ok. Dar nu poți să dai drumul la școală. Se vrea, se vrea, se vrea. Dar e gata școală. Pe urmă, s-a constatat, pe eu prezint toată, s-a constatat acasă și la dumneavoastră faceți o construcție, se constată că nu mai trebuie ceva. S-a constatat aici, domne, ne-a scăpat. N-am făcut aleea de aici până la grupul sanitar. Vă dați seama, în momentul când încep la proba, cum intră copiii aia cu glodul ăla în școală? Deci ne-a scăpat aleea aia. Mâine vine constructorul și ne face aleea, vine, ne face factura, astfel încât să putem plăti, astfel încât săptămâna viitoare să aducem ISC-ul. Deci școala de asemenea mai durează, zicem două, mai, zicem 100, o săptămână, dar cu siguranță două săptămâni. Adică se vrea, se vrea, se vrea. Dar e greu până nu respecti legislația. Că te trezești cu amenzi de, pe o școală de la Vejești. Și e ok. E toată gata și ea. Se pune acum pe om gresia. Da. Te duci acasă să vezi ce scări s-a făcut acolo. Am văzut. Niște scări extraordinare, frumoase. Și s-au făcut în regie proprie toate. În regie proprie. Acum s-a constatat ce? Că pe proiect nu este terenul betonat din față. Și este mai... diferențele de cotele în el, este, diferența terenului este mai sus cu 40-50 de centimetri cu trotuarul școlii. Mai sus, da. Mai sus. Da. Acum ce trebuie? Da. Trebuie. La tot pământul ăla, mai jos cu 40, plus încă 40-80, plus încă 15 centimetri. Deci, practic, de acolo trebuie să scoți 90 de centimetri de pământ, astfel încât să vii cu 40 de centimetri bagastru, pe care îl compactezi, vii cu beton de 15 centimetri, bine, dar copiii de la Peșești pot începe școala în zână. Să fie interior gata. Să fie interior gata. Adică, e greu. Dar 90 centimetri mai faci, trebuie să mai faci un rând de scări. Poftim? Mai faci un rând de scări, cum se încadrează. Unde? Da. Eu lasă 90 în jos, mai da, 40 în jos. Da, dar n-ați înțeles. E doar nivel. Exact, dar nivel. Adică, și alea sunt făcute de legile proprie.